Vai, mamă, mamă. A fost ceva rar, a fost ceva mai frumos pe scenă. Nu știu, atât de frumos, nu, au fost lucruri frumoase, dar atât de frumoase, foarte, foarte rar. Ce frumos a fost, ce frumos a fost. O să ne vedem direct în semifinală. Stai, vezi, să-ți faci o poză și pleci mai departe. Dacă ar fi așa, după sufletul meu, ar merita să câștige ediția asta de România Talent. Sunt muzician, pianist și vocalist. Știu doar două persoane că am venit aici, este mamia meu și copilul meu, Alexandru. I-am zis că plec la România Am Talent și mi-a zis, mami, dar ce să faci acolo? Să cânt. Păi tu și așa cânti. Și zic, mă duc să cânt pentru toată lumea. Când văd un om atât de talentat, trebuie să îi recunosc meritele și nu am altfel cum decât să apăs acest buton, îl merit plin.